Astăzi, 26 aprilie, la Soroca au fost comemorate victimele catastrofei de la Cernobâl, fiind depuse flori și efectuate salve. Evenimentul a avut loc la monumentul participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, edificat anul trecut la Soroca. Aici au participat autoritățile raionale și municipale, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate din teritoriu și veterani. Accidentul nuclear de la Cernobâl a fost unul major. Pe data de 26 aprilie 1986, la ora 1 și 23 noaptea, a avut loc o explozie la reactorul numărul 4 al centralei, urmată de contaminarea radioactivă a zonei înconjurătoare. Acest dezastru este considerat ca fiind cel mai grav accident din istoria energiei nucleare. Potrivit datelor oficiale, explozia produsă a dus la dispersarea a circa 200 de tone de materiale radioactive, echivalentul a 500 de bombe atomice similare a cele folosite la Hiroshima. Conform datelor oficiale, pentru lichidarea consecințelor catastrofii de la Cernobâl au participat peste 3.500 de cetățeni ai Republicii Moldova. Ziua comemorării victimelor catastrofei de la Cernobâl a fost instituită pentru a omagia eroismul cetățenilor participanți la lichidarea consecințelor dezastrului provocat de tragicul accident, care a avut loc 35 de ani în urmă la centrala atomoelectrică din orașul Cernobâl, Ucraina.